Salutare dragi prieteni! Eu sunt EG Football și bine v am găsit la episodul cu numărul 6 din cariera noastră cu Manchester United la FIFA 21. Dar la trecută, fraților, după cum știți, am jucat în uh, Cupa Angliei, am scos-o pe City după un 9 la 0 extraordinar și de asemenea am uh, făcut un 6 la 3 pe terenul Milanului în UEFA Champions League. Suntem pe finalul seriei, mai avem probabil 2 sau maxim 3 episoade cu tocul acesta din această. Uh, serie, deoarece astăzi vom continua să simulăm un Premier League până la apariția cu AC Nu uitați să lăsați un like acestui episod dacă vă place această serie și dacă vreți ca ea să continue până la final și nu uitați să îmi scrieți în comentarii ce alte episoade vreți mai vreți pe canal până la apariția FIFA 22. Începem așadar cu meci cu vila din câte văd apoi urmează Leeds în cupă și Wolverhampton în Premier League, trei meciuri pe care ar trebui să le câștigăm. Din păcate, văd că facem doar un egal cu Vila, oricum avem 13 puncte în fruntea Premier League după acest egal, ceea ce n-ar trebui să ne ofere probleme. Pierdem cu Leeds în cupă, fantastic! Ne scoate Leeds din cupă, nu bine să cred. Deci o batem pe City cu 9-0, ați văzut și vă episodul anterior, Ii dăm 9-0 lui City și ne bate Leeds. Cam așa, de pentru acest meci, probabil că din nou va veni Sancho pe bandă și în față, Rashford. În nu am ce schimbări să fac o echipă foarte bună. Hai să -i dăm un sim match și să vedem cum vor decurge lucrurile. De. Paza continuă însă și Milanul deschide scorul pe Old Trafford. 1-0 Slatan marchează. Atacurile continuă și un șut prins bine de această dată de, uh, de Hea. Care văd că se duce până la lateral cu mingea și o în Nu înțeleg ce a făcut de Hea acolo. Dar Milanul are nou balon. Iată un atac frumos și este 2-0. Deci de a avut mingea și a ergat cu ea până în tușă ca să o dea naut. Și acum Milan face 2-0. Din tușa dată de hea. Este 3-0 după 35 de minute. Cred că voi intra la pauză, meci, pentru că lucrurile arată catastrofal. Milan, dacă mai marchează o dată, este calificată. Începe repriza a doua, așadar, pe gazon de la scorul de 6 la 6 la general. Mi-e puțin frică de busul pe care o să o aibă Milan grație Golul lui Macate. Noi va trebui să scriem mă, măcar două goluri, zic eu. Polpoc Paul Pogba către Cristiano. Se demarcă foarte bine Ronaldo. Trebuie să fie gol Ronaldo. 3 la 1 Cristiano marchează. Minutul 51 al meciului. Pasă către Rashford și dacă marcă mai eu zic că este gata. Rashford scoate Donnarumma așa. Dau Rabona, nu? La nebunia care e pe nu dau Rabona. Pogba, Bruno, bloca Bruno. Dacă nu interveni tu. Și iată, acum pe Pogba cu pasă către Ronaldo. Ronaldo va marca, să sperăm. Da, este 3-2 și e gata. Ne calificăm în faza următoare. Milan are nevoie de 6 goluri acum pentru a fi calificată. Are nevoie de un 6-2 și nare, nare, nare. cum să-l obțină. Foarte bună pasă lui Pogba, ci de Milan pe Ola te că am neglijat defensiva. Și ne calificăm în sferturile Champions League. Cu chiu cu aș putea spune, pentru că dacă nu intram în repriza a doua să joc, cine știe, mai dădea luat am vreo două, se ducea totul de râpă. Și așa am fost scoși din cupă, dacă eram scoși și din Champions League, încheam care era acum, nu mai, jucam, nu mai jucam nimic. Paris Saint-Germain este echipa cu care vom juca în sferturile de finală UEFA Champions League. Iată, cred că am avut cel mai greu adversar posibil. Da, cred că mai greu decât PSG nu se putea. Pentru că Juve Real, poate Bayern să zicem că sunt pe acolo ca și PSG-ul. Însă iată, vom juca cu Neymar și cu Mbappé în faza următoare a competiției. Bine că am scăpat măcar de uh, Messi pe care l-am cumpărat noi între timp. Dar va fi oricum un derby nebun cu PSG-ul. Până atunci avem însă câteva partide în Premier League. Avem Brighton, Brentford și Liverpool. Hai să dăm rapid un sim. Și să vedem ce vom face cu primele două dintre cele numerate mai sus. Brighton bate cu 3 la 1 și mai este și nou promovata a Brentford pe care sper să o batem. Nu știu ce am făcut cu Brentford, de să ne uităm. Da, 2-0 și cu Brentford și Premier League-ul pare că și câștigat. Avem 10 puncte peste locul 2 care este Liverpool și avem și un meci în minus. Așadar nu puteam să stăm mai bine de atât. Voi simula acum cu Liverpool, dar voi băga niște rezerve. Acesta este primul 11 care va intra cu Liverpool, nu vreau să risc nimic înainte de dubla cu PSG, nu vreau accidentări, nu vreau absolut nimic. Văd că și ei sunt destul de obosiți, poate scoatem un egal, cine știe. 2-2, e bun. Liverpool conduce de două ori dubla lui Robertson, iar Van Den Beek și Martial punctează pentru noi asta, înseamnă că rămânem la 10 puncte de Liverpool, ceea ce este absolut ideal. Am ajuns prietenii la Manșa Tur cu PE și jucăm acasă pe uh, Old Trafford, un meci extrem de greu, aș putea spune cel mai greu meci. părerea mea că echipa care se califică din această dublă Manșa va juca finala Champions League, nu văd alte echipe mai bune decât aceste două formații, sincer, iată și echipa noastră cu uh, Sean Maguire, Varane, Van Bissaka, Messi, Pogba, Fernandez, Rashford, Martial și Cristiano... Ronaldo în față, voi juca din nou cu Martial, pentru că joacă destul de bine acolo. O să fie Sancho titular în locul lui Rashford, pe Sancho a ajuns la 87 pace și 91 overall. Old Trafford este gata de meci. Ce nebunie ne așteaptă, ce sfert de finală, Manchester United, Paris Saint-Germain. În urma cu câțiva ani s-a jucat aici, după cum probabil că știți un alt meci în optimile Champions League, dacă mi-am bine atunci. S-a impus PSG-ul cu 2 la 0 însă returul a fost de coșmar pentru francezi. De ce spun asta? Pentru că n-au reușit să se califice. Un 3 la 1 lui tot reușit de United atunci pe par de prens. Echipa Parisului, așa cum ne-am obișnuit, este una încântătoare. Iată ce nume găsim în primul 11 a de la Paris Saint-Germain. Un atac format din Neymar, Mbappé și Di Maria, un mijloc cu Draxler, Rice și Verati și o apărare cu jucători ca Sandro, și Ramos, Florenții și evident Nava sunt poartă. iată pe Kylian Mbappé... Mbappé în duel cu colegul său de la națională, Varan și este o primă mare ocazie. Luc Shaw intervine foarte bine în fața lui Declan Rice. Nu este nici măcar corner, iată cât de bine a apărat aici. Rice nu scoate nimic din această fază. Ocazie însă mare de tot pentru ei. Ronaldo acum pasă către Messi și Messi l-a văzut pe Bruno. Ce pasă către Bruno? Bruno Fernandes! 1-0 pe Old Trafford. Gol marcat de Bruno Fernandes. Însă toate aplauzele trebuie să meargă către Leo Messi. O pasă minunată a argentinianului. O veți vedea pe reloare. Uitați-vă și voi ce asist de Messi. Ce viziune frumoasă vede pe Bruno Oliver. Foarte bine sare și marțial peste minge. O Rabona frumoasă, pasă în centru la Verati, Verati mai departe la Neymar. Neymar însă ratează incredibil. O, Sancho, Sancho intră în centru, blocat. Ronaldo, Pogba, Messi, Fernandes, Sancho este liber. Sancho și scoate Navas, fantastic. Este foarte greu să rupem apărarea lui Paris Saint-Germain în seatul din Nou Reușim să ajungem la poartă, șutul lui Jadon Sancho, bun Însă Navas este un portar și mai bun Messi, către Pogba Către francezul Pogba Are culoare, șutează Pogba, transversală Pogba Martial și prinde Navas Draxler un 1 2 cu Mbappé și scapă Mbappé, va rămâne singur cu portarul Kylian Mbappé. De hea iese, însă nu mai poate face nimic și Kylian Mbappé egalează pe Old Trafford în minutul 43 al meciului. Ne-au prins pe contraatac băieții de la Paris Saint-Germain. Mbappé, iată, scăpat singur cu David de Hea. Am încercat să-l păcălesc pe Mbappé, să scope de Hea, să face ceva, însă Mbappé este un atacant de clasă mondială și nu putea greși de acolo. Vine cornerul, centrarea în ată, Ce lovitură de cap, este vorba de Alexandro și 2 la 1. 2 la 1 pentru PSG, întorc rezultatul oamenii lui Pochettino, centrare foarte a bună a lui Neymar. Și sincer, nu mă așteptam ca Alexandro să lovească așa cu capul. Este o execuție senzațională a brazilianului. Messi, frumos la Bruno. Bruno la Messi, Messi la Pogba, Pogba, 2 la 2, Paul Pogba, răspuns instant al băieților noștri, minutul 58 al meciului, francezul Pogba, chiar în fața unei echipe din Franța. Foarte bună pasa lui Messi, două asisturi pentru Messi astăzi, în Rice. Hai Pogba, hai Pogba! E fautul lui Pogba aici, cred că va lua și galben. Bă, sper să nu fie roșu. E roșu. Roșu pentru Pogba, nu vine să cred. Paul Pogba este eliminat. Da, e o intrare cam urâtă, sincer, nu știu ce să spun. Lom roșu și mai mult decât atât Pogba va absenta la partida retur. Tocmai ce vreau să-l bag în teren pe Rashford acolo în față, nu va mai fi cazul, vom avea nevoie de un mijlocaș. Sincer, am emoții. Am emoții pentru calificare în momentul de față. Suntem cu 9 în minus, suntem egal cu PSG 2 la 2, urmează și returnul să Suntem cu 9 în minus și fără ce om, Paul Pogba, cel care e tocmai egalat, este eliminat. Însă iată acum o pasă bună, Ronaldo 3 la 2, Manchester United, minutul 69. Cristiano Ronaldo apare în peisaj când avea nevoie mai mult de el. Și cel mai bun jucător din lume ne aduce în avantaj. 3-2 pentru United, Ronaldo punctează. Iată pe Cristiano, după ce a marcat două goluri la debut în viața la United, în poarta lui Newcastle, reușește să marcheze și pentru noi un gol extrem de important. Ronaldo se demarcă bine, Cristiano, poate fi oare 4-2. Ronaldo! A doua para acestui meci. 3-2, o victorie imensă acasă în fața cel de la Paris Saint-Germain. Băieții noștri se impun eroic, mai ales că la 2-2 am rămas în 10 oameni. A fost un meci foarte, foarte greu. Se vede că PSG are o echipă fantastică. Avem acum meciul cu Burnley, pe care din nou îl voi trata cu foarte multe rezerve. Am repede un quick sim și pe Turf Moore, rezultatul este 1-0 pentru noi. Daniel James marchează. Iată-ne, fraților, ori ajungi la manșa retur cu cei de la PSG. După rezultatul bun din tur 3 la lui pentru noi, astăzi avem returul și uh, probabil că vom simula și dacă lucrurile merg prost, vom interveni în uh, această partidă. Haideți să facem și chiturile, vom juca probabil noi în alb și în echipamentul uh, de acasă și de asemenea să vedem pe cine jucăm în locul lui uh, Paul Pogba. Am spus că vreau să bag pe Van Bec, nici de cum pe Jadon Sancho, n -ai de să caute Sancho în această... Combinația de Assange va fi pe bancă în locul lui Daniel James care văd este puțin obosit. A început meciul de pe Stade de France sau de pe par de France, mă scuzați. Sper ca totul să meargă bine. mie e frică puțin de echipa PSG-ului, de aia fac un astfel de sim încă dacă se ajunge la o situație dezastroasă să putem interveni. Lovitură liberă pentru PSG bate Neymar. A, ole gol. Ai, mă, nu cred. Neymar deschide scorul. Doar 5 minute am rezistat. Este 1-0 și la acest scor Paris Saint-Germain este calificată în faza următoare din Champions. Se ne și pe noi atacând. Marțial și este 1-1. Anthony Marțial marchează. Numărul 10 era Messi, pasele lui Marțial și Marțial ne readuce la egalitate. 1-1 după 24 de minute. Haideți să intrăm pentru repriza a doua. mi puțin frică de ce se va întâmpla și e mai bine. haide să intervenim pe tren, este 1 la 1 așadar pe par de prens, începe episodul a doua cu Paris Saint-Germain și un gol marcat nu ar fi foarte important. Am intrat în joc pentru că mi-e frică ca nu cumva pe o să fac 2 la 1. Poate fac 2-1, după poate fac 3-1 și se duce de râpă tot meciul. Bruno, cred că este cel care se demarcă, da, Bruno foarte bine, Bruno Fernandes, 5 la 3 la general, Bruno Fernandes marchează pentru United și socoterile par să fie încheiate în aceste momente, foarte bine, la așteaptă Ronaldo, îi pasează lui Bruno și șutul său este perfect, cât de sus se apără Parisul, însă iată o greșeală a lor, Rashford în fața golului, Rashford! Golul care decide calificarea noastră în semifinalele de Champions League. Pasan ajunge la Rashford. Marcus Rashford poate fi 4. Este 4 la 1 pentru United. Mai marchează o dată Rashford. Cei de PSG s-au aruncat în atac. 7-3 la general. Și suntem în semifinalele Ligii Campionilor. Haide direct să dăm jump to pentru că lucrurile sunt clare. 4-1 scor final. Se accentează Bruno fix în minutul 90. Și să vezi acum, Bruno Fernandes pe bară 2-3 luni s-a dus direct cu sezonul pentru el. Ar fi groaznic ca Bruno să se fie accentat pentru mult timp. 3 luni! 3 luni! M-a mâncat pe mine undeva să dau quick repede. 3 luni se accentează Fernandes. Și uitați-vă la stamina jucătorilor, uluitor. Fernandes va lipsi 3 luni de pe gazul așa, dar nu vom avea în finalul sezonului. Iar lucrurile vor deveni puțin mai dificile. Totuși Van Dambeck a jucat bine în partida asta în care l-a înlocuit pe Pogba și probabil el îl va înlocui pe Bruno Fernandes. Totuși în Pairo pentru Bruno este un jucător care a contribuit mult la calificarea echipei până în această fază și mi-ar fi plăcut să încheiem această sezon și cu el alături. Haideți să vedem acum cu cine am picat în semifinalele Champions League. Așadar avem uh, sferturile, Bayern trece de Real Madrid, Juve uh, trece de Leipzig, iar Liverpool trece de Atalanta. Și aici înseamnă că în semifinale vom juca cu FC Bayern München, fraților, o confruntare extrem de grea de asemenea. Când am jucat cu PSG am spus că poate singurul adversar mai greu decât PSG ar fi fost Bayern și e bine fix de Bayern dăm în uh, faza uh, semifinalelor. Fraților, cam atât pentru acest video, data viitoare vom juca semifinalele de Champions League. Și dacă totul merge bine, probabil că peste două episoade vom încheia seria cu marea finală UEFA Champions League. Vă mulțumesc mult că v-ați uitat la acest video. Nu uitați și de Instagramul meu, îl aveți chiar acum pe ecran. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și un share. Eu am fost AG Football și ne vedem data viitoare. Vă rezolvi cât mai frumoasă, toate bune, la revedere!